Trebuie să vă spun că criticii și istoricii de artă pentru mine sunt integrabili în acest spațiu al artiștilor și al lumii artistice, pentru că dincolo de contactele cu artiștii, dincolo de preocupările lor, unii dintre ei erau în contact nemărginit, vizitau atelierele artiștilor, scriau despre artiști, se documentau, mențineau legăturile. Ei bine, au fost și ei victime ale represiunii comuniste, au fost reținuți, arestați, închiși și au suportat această prigoană chiar și după eliberare, fiind urmăriți în dosare de urmărire informativă până în 1989, cei care au apucat să trăiască. Și aici aș vrea să vorbesc despre un grup care gravita în jurul profesorului George Oprescu la Institutul de Istorie Artei. În principal este vorba de Teodora Voinescu, care e, din multe puncte de vedere, o deschizătoare de drumuri pentru istoriografia feminină de artă. Pe lângă Teodora Voinescu mai vorbim despre Remus Niculescu și despre Teodor Enescu și Alexandru Paleologu. Mulți știu pe Alexandru Paleologu drept redactor, critic literar, dar el a fost pentru câțiva ani a fost cercetător științific la Institutul de Istorie Artei. Prin urmare, acest grup se detașează prin faptul că era atașat de profesorul George Oprescu și înainte de a vorbi despre momentul represiv, aș creiona un tablou biografic ca să putem să ne dăm seama mai bine de ce au intrat în atenția organelor de urmărire penală a securității în special. Prin urmare, am să încep cu Teodora Voinescu. Ea era o istorică de artă care se formase chiar înainte de 1945, publicase studii, monografii despre Anton Hladek, despre Tătărescu, își dăduse doctoratul cu George Oprescu la începutul anilor 1940, publicase mult, prin urmare era un cercetător format în istoria artelor, cunoștea lumea artiștilor. De ce a deranjat ea regimul comunist care se instalase între 1945 și 1947, deși era în anturajul profesorului George Oprescu, care deja cocheta cu regimul comunist, publicase texte pe linie. Ei bine, prin intermediul profesorului George Oprescu a fost numită directoare la Muzeul de Artă Națională și Arheologie în 1947-48, apoi la Muzeul de Artă Populară, la recomandarea profesorului George Oprescu și încă de aici îi se sesizase un comportament nonconformist. Trebuie spus că regimul comunist pregătea și un fel de cercetători, oameni noi. Și mai degrabă era agreată Lelia Rudașcu, care deja publicase texte de esență jdanovistă, de propagandă, nu erau doar texte de critică de artă. Prin urmare, avea și o, să zicem așa, o rezervă pregătită de regim. Dar ceea ce e important, Teodora Voinescu a fost și conferențiară la Institutul de Arhivistică. Nu avem foarte multe informații de arhivă, dar aici, din memorialistică, știm că venea și Leon Tărăutu. Leon Tărăutu, care avea și un program ideologic, avea și pregătiți și proprii istorici de artă, să le spunem așa, sau ideologi artistici, Nicolae Moraru și alții, deja îi pregătea pe Mihail Roller și pe Petre Constantinescu Iași. Ori Teodora Voinescu a făcut o greșeală fatală, în sensul că s-a delimitat, inclusiv în cercuri mai largi, s-a delimitat de această cercetare istorică sau de istoria artei, care era concepută de acești locotenenți ai lui Leon Tărăutu. E vorba de Mihail Roller și de Petre Constantinescu Iași. Prin urmare, Teodora Voinescu știa cum este formatată istoriografia de artă și a încercat să prezerve o artă pură, o istorie de artă pură. A făcut greșeala, cum am anticipat, să se delimiteze și destul de clar de acești corifei ai istoriografiei, Petre Constantinescu Iași și
și roller, ba chiar în discuții cu colegi de la Institutul de Istorie Artei, că a ajuns și cercetătoare la Institutul de Istorie Artei, fondat în 1949, de George Oprescu și a lucrat în subordinea lui George Oprescu ca șefă de sector al sectorului de artă feudală, istoria artei feudale. E bine, ea s-a delimitat clar de modul de a face istorie de artă de Mihail Roller și de Petre Constantinescu Iași. Ba chiar în discuții cu colegi ce s-au dovedit informatori ai securității, a vorbit despre cum nu se face istoriografie de artă și l-a dat ca exemplu pe Petre Constantinescu Iași. Evident că informatorii au notat ceea ce aceste denigrări, să le spunem așa, istoricilor de artă oficiali. Ba chiar pe Mihail Roller l-a acuzat că falsifică documente și că distruge documente care nu sunt conforme cu perspectiva lui materialistă, marxist-leninistă asupra istoriei. Erau deja fapte deosebit de grave, pentru că Roller era istoricul oficial prin excelență, Petre Constantinescu Iași trebuia citat ca o biblie comunistă cumva, și deja Teodorei Voinescu i s-a întocmit un dosar de urmărire informativă, de acțiune individuală, cum se chema în anii 50, și era destul de gros la momentul 1958-59, când începe prigoana împotriva intelectualilor, artiștilor și a istoricilor de artă. Prin urmare, era o victimă predilectă, o victimă sigură deja, când se întocmeau dosare de lot care urmau să fie trimise în judecată. Cazul ei este cumva puțin diferit de celelalte, de grupul Noi ca Pilat, în care au fost incluși alți istorici de artă, precum Remus Niculescu, Alexandru Paleologu și Teodor Enescu, dar cele două dosare penale au comunicat, în sensul că atunci când a fost arestat Alexandru Paleologu, coleg cu Teodora Voinescu la Institutul de Istorie a Artei, ofițerii de securitate care l-au închetat pe Alexandru Paleologu s-au gândit să trimită colegilor care o anchetau pe Teodora Voinescu solicitarea de a o întreba la interogatorii, de a-i cere date incriminatorii pentru Alexandru Paleologu. Ce vreau să spun este că aceste dosare, aceste anchete s-au legat. Și e interesant că putem face trimiteri și către un caz al sculptorului Oliviu Beldeanu. Puțin știu că acest Oliviu Beldeanu, care a fost creierul atacului de la Berna împotriva legației României acolo, în Elveția, a fost și artist plastic, sculptor mai ales, și în aceste cercuri ale lui Alexandru Paleologu, mai ales, de care sunt strâns legați atât Constantin Noica cât și Dinu Pilat, care au devenit conducători de lot, șef de lot, în aceste întâlniri, în aceste cercuri literar-artistice, s-a discutat și despre atacul de la Berna din 1955. Și securitatea a încercat să exploateze astfel de lucruri. Prin urmare, există legături pe care le putem face și e lăudabilă inițiativa Postmodernism Museum de a pune în atenție cazul lui Oliviu Beldeanu și iată, vom documenta și cazurile artiștilor plastici și ale istoricilor de artă din România. Dar e interesant că toate aceste cazuri comunică între ele, adică noi ca istorici, ca cercetători care ne ocupăm de ele, le putem face astfel de legături. Și e interesant că atunci, în luna în care e executat Oliviu Beldeanu, pentru că a fost răpit din Occident și adus în țară, în februarie 1960, când el a fost executat,
E deja ultima fază a procesului Noi Capilat, în care sunt implicați și cei trei istorici de artă susamintiți, Remus Niculescu, Alexandru Paleologu și Teodor Enescu. Ei bine, în aceeași lună februarie, poate e o simplă coincidență, dar e frapantă, într-adevăr, se definitivează ultima fază a procesului penal Noi Capilat și la 1 martie are loc sentința și sunt condamnați și Alexandru Paleologu, Remus Niculescu și Teodor Enescu. Vedeți, este foarte important și memorialistica în toată această poveste tristă, tragică a anilor 50 și începutul anilor 60. Și aici cred că e potrivit termenul acesta de artiști învinși, și unul dintre ei este Petre Suciu, pe care cititorii site-ului Postmodernism Museum îl pot vedea, îl pot urmări documentarea cazului său. Deci el este unul dintre artiștii învinși, pentru că practic a fost ignorat, nu s-a mai putut manifesta după suferința la care a fost supus. În cazul nostru, în cazul artiștilor, a istoricilor de artă de care m-am ocupat eu, există acest moment dramatic al urmăririi informative, al supravegherii, al reținerii, arestării și al fazei din universul concentraționar, dar există și o fază în care ei sunt cumva reabilitați sau, dacă nu reabilitați imediat, ei se pot integra inițial pe funcții subordonate, pe funcții de documentariști, apoi de cercetători, dar cumva pot să publice, rezistă în sistemul academic până în 1989, ulterior ocupă funcții chiar de conducere la Institutul de Istorie Artei, la Muzeul Național de Artă. Și aici o să intru puțin în detaliu ca să vedem destinul lor în anii 50 și apoi după 1964, când au fost eliberați. Și am să dau ca exemplu cazul lui Remus Niculescu, pe care l-am pomenit. E un caz foarte interesant, pentru că el are o soartă mai aspră decât Teodora Voinescu, pentru că Teodora Voinescu totuși a fost reținută și arestată, a stat 10 luni, dar a fost achitată. Este un caz mai special pentru că chiar în termenii injustiției comuniste, probatoriul, așa zisul probatoriu, a fost prost întocmit chiar după normele securității și ale acelui timp, și au fost scăpări care au fost exploatate de avocați și mai ales a fost sprijinul lui George Oprescu, au fost mărturiile, depozițiile de la proces și au fost anumite circumstanțe favorabile ei și după 10 luni a fost eliberată. Oricum, a trăit o dramă și a trăit drama de a-și vedea prieteni, colegi care au dat declarații împotriva ei. Remus Niculescu și Teodor Enescu și Alexandru Paleologu au stat mai mult închiși, pentru că securitatea exersase mai mult acest scenariu rechizitorial infernal și obținuseră securiștii mai multe informații incriminatorii. Ei bine, Remus Niculescu a căpătat o sentință de 7 ani. Se zicea în epocă, dacă iei 5 ani sau 7 ani, înseamnă că ești chiar nevinovat. Adică. Și aici, sigur că a fost vorba de tot așa de declarații incriminatorii luate sub presiune morală, fizică. Colegul său, Teodor Enescu, fusese arestat chiar mai devreme, în septembrie 1959. Remus Niculescu i-a arestat mai târziu, printre ultimii arestați în acest caz, Noi Capilat. Ultimul a fost Steinhardt,
Remus Niculescu cred că a fost penultimul, și sub presiune Teodor Enescu a mărturisit că ei au văzut anumite texte pe care Securitatea le considera incriminatorii. Erau acuzați că au multiplicat de la Biblioteca Academiei un text al lui Emil Cioran, și Emil Cioran evident era socotit legionar, deci era multiplicare de texte legionare. E vorba de textul în franceză, scrisoare către un prieten de departe, apărut în La Nouvelle Revue Française în 1957. Sigur că Biblioteca Academiei, cumva și Remus Niculescu și Teodor Enescu lucrau cu jumătate de normă la Biblioteca Academiei, deci nu erau doar la Institutul de Istorie Artei, ori Biblioteca Academiei Republicii Populare Române, cum se chema atunci, era foarte importantă pentru că deținea depozitul legal, toate textele din România, cărți și așa mai departe, ajungeau aici, sau publicații din Occident, inclusiv din Occident, ajungeau aici, ca depozit principal, și puteau fi văzute cu aprobare specială. Remus Niculescu, având funcție de șef al cabinetului de stampe, era mai bine plasat pentru a obține textul în original și ulterior multiplicare. Era, din punct perspectiva securității, un element incriminant major. Mai mult, prin Teodor Enescu, Remus Niculescu ajunge în contact cu Noica. Ei îl prețuiau pe Noica ca gânditor, nu ca fost simpatizant al legiunii. Vreau să-l ajute. S-a vorbit de o colectă. Noica mai venea la București de la Câmpul Lung. Era, sigur, în regim de domiciliu obligatoriu. Era o personalitate și ținea un fel de conferințe neoficiale în cadrul acestor cenacluri literar-artistice pe care le-am pomenit. Venea și Dinu Pilat, veneau și alții, Mihai Rădulescu, Alexandru Paleologu, care primul se pare că a luat la cunoștință de textul lui Cioran. Erau preocupați și, sigur, și de Eliade, de textul în franceză, romanul de mai târziu, Pădurea interzisă, La Forêt interdite. Și era deja foarte mult să fii în contact cu aceste texte ale legionarilor. Au fost aceste elemente incriminatorii și până la urmă s-a construit acest rechizitoriu al securității în jurul acestor acuzații, contact cu Noica, tentativă de a-l ajutora pe Noica, sprijin financiar, de fapt sprijin financiar. Era vorba de acest ajutor simbolic pentru 300 de lei, în cazul lui Remus Niculescu. Nu era ceva fraudulos, nici măcar nu era un contract editorial, erau banii lui Remus Niculescu. Dar, sigur, deja era posibil sprijin pentru un legionar. Ca să rezum, ajung la proces, se face acest rechizitor, se ajunge la proces, condamnarea de 7 ani în cazul lui Remus Niculescu, 12 ani în cazul lui Teodor Enescu, la Alexandru Paleologu a fost mai mult. Și ceea ce e important e că, dincolo de regimul detenției foarte sever, de tentativele de racolare, deci toată această dramă din închisori, cei trei cumva s-au reintegrat în spațiul artistic, în spațiul Institutului de Istorie a Artei, la început în condiții mai nefavorabile ca înainte, dar totuși au putut să se reintegreze, să publice, să călătorească, unii dintre ei nu în spațiul occidental, dar puteau călători. Uite, de exemplu, Remus Niculescu a călătorit și la Moscova ca să ateste, să evalueze un presupus Grigorescu. S-a ajuns la... Era un excelent specialist. A dat verdictul că nu e un tablou real care să-i aparține artistului român. După 90, sigur, având și acest prestigiu, a ajuns chiar director al Institutului de Istorie Artei.
Alexandru Paleologu e un caz mai special, în sensul că nu s-a mai reintegrat la Institutul de Istorie Arte, ci în spațiul literar, editorial. Deci, cumva, având această aură de specialiști, de, și în plus de oameni care au suferit sub comunism, după 1990 au fost reabilitați pe deplin și aduși în spațiu simbolic al istoriografiei de artă și al celor care au suferit în comunism. Și putem spune că, într-un fel, ei sunt învingători, cumva, spre deosebire de un Petre Suciu, de care ați vorbit dumneavoastră. În sensul acesta putem face o tipologie a artiștilor și a istoricilor de artă. Cine este învins, rămâne învins și cine cumva îl putem socoti un personaj care a suferit, dar care peste timp e un învingător. Pentru că am vorbit despre tragedia lor din spațiu concentraționar și din arestul MAI, de la Jilava, ulterior Gherla și așa mai departe, e important să vorbim și despre fișele matricole penale. Aici este fișa matricola Teodorei Voinescu. Uneori se face confuzie între reținere, momentul reținere și momentul arestării. Aici apare 18 aprilie 1959. Și se vorbește, alteori se vorbește despre arestarea Teodorei Voinescu în februarie 1959. Ei bine, e vorba de două momente din punct de vedere judiciar și penal. Momentul reținerii, care într-adevăr e februarie 1959, și sigur arestarea intervine la 18 aprilie 1959. Prin urmare, despre asta este vorba, dar aceste confuzii trebuie evitate și asta e rostul nostru, să clarificăm aceste confuzii. Aici este fișa matricolă penală a lui Remus Niculescu și apare momentul arestării, 17 decembrie 1959. În alte lucrări apare 12 decembrie 1959, probabil confuzia aceasta e dată între momentul reținerii, care e posibil să fie 12 decembrie 1959, și cel al arestării, care apare oficial și aici, 17 decembrie 1959, ce e cumva trist în cazul acestor fișe matricole penale. Cele mai multe poartă antetul, poartă penitenciarului Jilava, pentru că cei mai mulți treceau și pe la Jilava, ceea ce e un pic trist la acest moment în spațiul public românesc și la nivelul victimelor care poate au nevoie, sau al urmașilor care au nevoie de aceste fișe matricole penale. Ele se pot obține gratuit, ele sunt pe anumite site-uri oficiale sau ale unor instituții, ICCMR, de exemplu. Ori se face, aflăm acum, se face, ele sunt și la vânzare, dar ceea ce trebuie să știe victimele sau urmașii acestor tragedii din anii 50 este că se pot obține și apelând la instituții care se ocupă, instituții ale justiției de tranziție, care fie le-au scanat, fie le-au fotografiat de la Arhiva Administrației Naționale a Penitenciarelor sau se găsesc la ICCMR. Deci e important să facem și aceste precizări pentru cei care sunt în cauză și au nevoie de aceste fișe matricole penale.